Salutare! Eu sunt Adrian și, după cum știți, da, sunt șofer de... Ce este? Autobuz, exact. La fel ca și voi, sunt... sau la fel ca și mulți dintre voi, sunt plecat din țară, sunt în Germania, la muncă, bineînțeles, și mă bucur de vremea ploioasă. Da, exact. Ce mai bucurie. Nu e nimic mai frumos decât o zi în Germania, unde plouă. Dar azi e vorba despre cu totul altceva. Azi am să vă povestesc că ce înseamnă să nu cunoști o limbă sau să o cunoști, dar insuficient, sau să nu cunoști gramatica destul de bine și să ajungi la probleme. Vă spun despre un prieten de-al meu, un canadian, care muncea în Austria, nu departe de mine, la vreo 300 de kilometri de unde sunt eu, în zona Tirolului. Se face că într-o zi în această vară, acest prieten de-al meu primește un grup de persoane cu handicap, cu un autobuz special, un autocar special echipat cu lift în care să urce cărucioarele, să fie ridicate, introduse în autocar, pe margini frumos, cu tot felul de centuri și puncte de siguranță în care să se ancoreze pur și simplu toate scaunele, un autocar splendid, n-am ce să zic. Foarte bine gândit, foarte bine conceput, special pentru persoanele cu handicap. Ei, ce face prietenul ăsta al meu? Ia grupul și pornește prin frumosul Tirol. Și undeva pe serpentine... să nu uit detaliu foarte important, avea la bord 4 asistenți medicali care să fie în autocar și să acorde primul ajutor sau orice nevoie ar fi acestor persoane. Erau persoane în vârste, tot grupul, și era și un ghid turistic care să țină legătura în permanență cu grupul, să prezinte, bineînțeles, frumusețile Tirolului și așa mai departe. Bun, pornesc a mei la drum și undeva pe serpentine, stânga-dreapta, știți și voi cum e drumul de munte, un scaun se pare că nu era bine ancorat, se desface de la perete și pur și simplu o doamnă se îmboardă cu tot cu scaun în autocar. În secunda 2 șoferul se oprește, auzind un poc mare în spatele lui, se oprește pe loc și vede asistenții medicali în oglindă, se uită și vede asistenții medicali cum îi acordă ajutor doamnei. O ridică, o repun în scaun și o atașează din nou în locul ei unde era centura de siguranță și o reglează de data asta bine, asigurându-l pe șofer că nu s-a întâmplat nimic și poate să continue drumul liniștit. Stai, nu asta a fost problema, va urma. Ce face al meu? Sigur, bine că nu s-a întâmplat nimic, merge mai departe. Au avut o zi splendidă împreună, au mers inclusiv la restaurant, a mers și el cu grupul, au mâncat împreună, au râs, au glumit, a fost totul în regulă. Seara au ajuns înapoi acasă, a lăsat grupul, s-au despărțit, a primit și un ciubuc destul de frumos, zice el. Doamna respectivă zâmbea, nu a mai zis nimic, nu s-a plâns de nimic, până peste 2-3 zile, când îi vine chemare la poliție să facă declarație, contradeclarație la declarația doamnei. Doamna a scris că domnul șofer a condus agresiv și din această cauză s-a împurdat ea cu scaunul. Ei, ce a făcut el? A mers la poliție și a dat declarația în care a zis: n-am cum să conduc agresiv pe serpentine, sunt șofer cu peste 15 ani de experiență, știu să conduc, în special când am un grup, dar aici e problema, ceea ce l-a costat pe el, necunoașterea limbii germane, și a scris nu un grup de persoane cu handicap, ci a scris un grup de handicapați. Plus de asta, în continuarea declarației lui, am mai scris că doamna handicapată, în loc să scrie doamna cu handicap, sau doar doamna, punct, nu, el a scris doamna handicapată, nu a fost asigurată bine în scaunul ei și din acest motiv s-a îmburdat cu tot cu scaun. Ei, mai departe, intervenit avocatul doamnei, care a văzut declarația, da, a acceptat că nu a fost vina șoferului, nu au mai continuat instanța pentru că s-a îmburdat doamna cu scaunul, dar, surpriză, l-au dat în judecată pentru jigniri, fiindcă nu a specificat că ar fi persoane cu handicap, ci i-a făcut pe toți handicapați în declarația lui. Și astfel, pur și simplu, s-a ușurat de aproximativ 2800 de euro. Pentru că a trebuit să plătească daune atât doamnei respective cât și altora. Așadar, dragi colegi, a avea un handicap sau a fi handicapat e total diferit. La fel, foarte multe astfel de cuvinte se pot înțelege, interpreta greșit, în special dacă nu cunoști o limbă. Dacă tu vorbești o limbă doar stradal, la nivel stradal, nu te duci niciodată
te rog eu frumos să dai declarații la poliție fără a fi însoțit de un avocat care să îți spună ce scrii și ce nu scrii. La fel și de un translator, pentru că necunoscând limba poți ajunge la probleme extraordinar de grave. În primul rând, sunt cele mai banale problemele financiare, dar Doamne ferește, pot să ajungă inclusiv să te coste libertatea. De ce soriști? Niciodată așadar nu te du să dai declarații de bunăvoie din pix, pentru că poate să iasă foarte scump. Hai, distribui rapid clipul ăsta și ne vedem la următorul. Pa, pa!